Ministerul Educației va cumpăra 3200 de microbuze electrice pentru elevii din localitățile izolate pentru a le facilita accesul acestora la educație. Asigurarea unui transport sigur care să ofere egalitate de șanse și sporirea accesului la educație reprezintă o prioritate a Ministerului Educației, care a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea Programului Național Microbuze Electrice pentru Elevi. Bugetul alocat achiziției autobuzelor electrice se ridică la 200 de milioane de euro. Deși de-a lungul timpului numărul microbuzelor școlare a crescut, în continuare există o o deficiență de mijloace de transport pentru aproximativ 70.000 de elevi. De altfel, microbuzele școlare care sunt în funcțiune prezintă uzuri ridicate.